BID a 100 km de România. BID la 100 de kilometri de România. Le premier fournisseur de voitures électriques en Chine, principalul furnizor de mașini electrice din China, BID, Build Your Dreams, en français, în franceză, construisez vos rêves, construiește-ți visele, ouvre en Hongrie, deschide în Ungaria, sa première usine européenne, prima sa usină europeană, Las Vegas, une ville située, un oraș situat, a 175 km de Budapest, la 175 de km de Budapesta, e a 100 km de Arad și la 100 de km de Arad, Ville de Roumanie, oraș din România. L'entreprise chinoise, compania chineză, fabrică deja în Ungrie, fabrică deja în Ungaria, de bus electric, autobuze electrice. A l'origine, inițial, la companie BID, compania BID era specializată dans la conception, în proiectarea et la fabrication și fabricarea de baterii. L'usine BID de Hongrie, usina BID din Ungaria, produira de voituri electric, va produce mașini electrice, e-hybrid plug-in și hibride plug-in pour le marché européen, pentru piața europeană. La voiture hybride, mașina hibrid funcționă a esanță, merge pe benzină, cu o diesel sau pe motorină, deosebit în mod electric, dar și în modul electric. La voiture hybride plug-in, rechargeabilă, mașina hibrid plug-in sau reîncărcabilă a également la posibilité de recharger la baterie à partir de la prise de courant. Dispune și de posibilitatea de a încărca bateria de la priză. Certains analystes, unii analiști, consideră că marca chineză pourrait bientôt ravir la place de la compagnie américaine Tesla, ar putea lua în curând locul companiei americane Tesla, le plus grand constructeur de voiture électrique, cel mai mare producător de mașini electrice. BID a deja depasat le seuil symbolic, a depășit deja pragul simbolic de 5 milioane de vehicule electric, de 5 milioane de vehicule electrice produse, reprezentant 8% de voiture electrique vendue, reprezentând 8% din mașinile electrice vândute sur le marché européen, pe piața europeană, mais d'ici 2025, dar până în 2025, selon les données de la Commission européenne, potrivit datelor Comisiei Europene, BID atendra 15%, va ajunge la 15%. Merci d'avoir regardé la vidéo, mulțumesc pentru că v-ați uitat la video, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, nu uitați să vă abonați gratuit à la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel, franceza cu Gabriela. A bientôt, pe curând!